Lucrează în străinătate, dar se tratează în România. Este vorba despre o parte din românii stabiliți peste hotare care se întorc acasă atunci când au o problemă de sănătate. Cei mai mulți fac asta pentru că tarifele din clinicile private de aici sunt mult mai mici. În unele cazuri economisesc chiar și 20.000 de euro. Toate coloanele sunt subgingivale și aici în spate este încă 3, nu? O să pun coloanele pe implant. Mirela, o româncă stabilită de 10 ani în Italia, râde astăzi fără să-i fie rușine că îi se văd dinții. Acum 2 luni însă, atunci când a venit în România pentru a-și rezolva problemele stomatologice, abia putea vorbi din cauza durerilor. Aveam dureri, am făcut infecție, am stat în spital, am stat acasă, am stat vreo 6 luni cu probleme. Inițial s-a dus la un consult în Italia, dar tarifele de acolo au speriat-o. În total ar fi trebuit să plătească 30.000 de euro, așa că și-a cumpărat un bilet de avion către București. Am venit în țară special. În România sunt doctori mult mai buni și costă mult mai puțin, în jur de 10.000. Așadar, de 3 ori mai puțin. Medicii spun că în ultima vreme, tot mai mulți români stabiliți în Europa, Asia sau America preferă să se opereze și să se trateze în țara natală. Există foarte multe tratamente, implanturi dentare, lucrări protetice mari, tratamente de canal, endodonție, protetică dentară, ortodonție. Cea mai complexă lucrare că am avut noi aici în clinică a fost una de aproximativ 18.000-19.000 de euro. De exemplu, pentru o obturație de canal în Anglia se plătește între 250 și 500 de lire. În România, costul este de aproximativ 100 de euro. Un implant dentar costă în Germania chiar și 4.000 de euro, în timp ce în România costul este cuprins între 1.000 și 1.500 de euro. Pentru un implant mamar, în clinicile din țară se plătește între 2.000 și 3.000 de euro. Aceeași operație costă în Italia 7.000 de euro. Dacă mai luăm în considerare și faptul că unele clinici private de aici oferă reducere românilor stabiliți peste graniță, atunci nu e de mirare că numărul acestor pacienți e în creștere. Mare e și numărul românilor care se prezintă la camerele de gardă. Potrivit datelor, doar 8.400.000 de români își plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate. Cu toate acestea, oricine ajunge în unitatea de primiri urgențe, fie că este asigurat sau nu, beneficiază de asistență medicală gratuită. Aici se prezintă și unii români care muncesc în străinătate, dar care nu au asigurare medicală. Nu e corect. Să se plătească aceste contribuții, logic, nu? Pentru că noi muncim foarte mult și ne lovim de această problemă. Sunt foarte mulți neasigurați care îngreunează munca noastră și cu categorii costurile spitalului. Autoritățile nu au o statistică legată de numărul românilor stabiliți peste hotare care se tratează gratuit în camerele de gardă din țară. Fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, a declarat însă că vara și în timpul sărbătorilor crește numărul urgențelor pentru că mulți neasigurați care lucrează în străinătate se duc la spital ca să se trateze gratuit.